Antoine de Saint-Exupéry a fost un scriitor, jurnalist și pionier al aviației franceze, atât în perioada interbelică, cât și în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1944, în timpul unei misiuni de recunoaștere, zborul său a fost declarat dispărut în zona Mării Mediteranene. Astfel se stinge cel care ulterior a fost declarat un erou național al statului francez, Antoine de Saint-Exupéry. De ce vă spun toate acestea? Pentru că în anul 1931, Antoine de Saint-Exupéry a publicat unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, și anume Vol de Nuit, Night Flight sau Zbor de Noapte, care a fost și ecranizat ulterior în 1933. Și tot în 1933, prietenul personal al lui Antoine de Saint-Exupéry, Jacques Guerlain, a lansat parfumul ce poartă același nume ca și tulburătorul roman Vol de Nuit. Bună, dragii mei, bine ați venit la Memory Flow, iar astăzi vorbim despre Vol de Nuit. Romanul lui Saint-Exupéry urmărește pe Rivière, care este șeful companiei aeropostale Argentina, care se dovedește neputincios de la panoul de comandă de unde se afla să își salveze pe unul dintre piloții săi, Fabien, care sfârșește tragic într-unul dintre zborurile de curierat deosebit de periculoase, într-o noapte, într-o furtună. Evident, acțiunea este inspirată atât din experiența lui Saint-Exupéry ca aviator, cât și ca șef al aeropostalei argentine, pentru că la un moment dat el a ocupat această funcție. Și sfârșitul lui Fabian, care este descris poetic ca o integrare în etern, precum și misterul voluptuos al zborului pe timp de noapte, a fost întruchipat cu toată măiestria de către Jacques Guerlain în parfumul devenit fenomen Vol de Nuit. Vol de Nuit face parte din colecția Patrimoine din sticlele, din flacoanele Abbaye. Acestea sunt, evident, parfumurile lor de patrimoniu, însă nu sunt singurele parfumuri istorice ale casei Guerlain. Și ele sunt în felul următor. Sunt Jichy din 1889, apoi Vol de Nuit din 1933, apoi avem Chamade din 1969, apoi este Naema din 1979 și Jardin de Bagatelle din 1983. Despre celelalte, toate la timpul lor, abia aștept să ajung la ele, însă astăzi ne concentrăm doar pe Vol de Nuit. Duse așadar sunt acele zile din Belle Époque, din vremea lui L'Heure Bleue, despre care am vorbit în acel review. Acum suntem în Franța anului 1933, ce marchează sfârșitul cumva al marii crize economice. Și suntem în plină perioadă interbelică. Europa de acum este o Europa mai matură, dar și mult mai răzvrătită, mai realistă, mai existențialistă. Și chiar dacă lumea trăiește un echilibru, acesta este fragil, pentru că doar 6 ani mai târziu
va izbucni ceea ce a fost al doilea război mondial. Voldenii este o creație misterioasă, etereală, diafană, care întruchipează fascinația omenirii pentru zbor, dar și în același timp și sărbătorește progresele din tehnică și din știință, mai ales dacă ne uităm, bine, cu siguranță, dacă ne uităm la flaconul original, care este o superbă interpretare art deco al unei elice de motor turbină. Însă, în același timp, Voldenii, sper că n-am spus niciodată Lörblö în loc de Voldenii, Voldenii este și un exemplu de visare, de contemplație, de imersiune într-o mare de noapte infinită, unde ajungem să ne uităm uimiți la grandoarea și la imensitatea naturii. Gândiți-vă la un mit al lui Icar reinterpretat. Voldenii este un șipră și suntem aici în zona Maginoir, sau cel mai bine spus în zona predecesorului său, Marele Mitsuko. Voldenii este creat pe același acord contrastant de bergamotă în deschidere și o bază de labdanum, oak moss, patchouli în bază. Notele pentru Voldenii sunt: se deschide cu o bergamotă și un galbanum. În inimă are florile precum violetă, narcisă, garoafă, trandafir, iasomie. Iar în bază are baza tipică de șipră, oak moss, labdanum, patchouli, la care adăugăm vanilie, mosc și oris. Voldenii se deschide, cum am spus, cu un blast de bergamotă specifică Guerlain, după care suntem cuprinși de un nor de pudră florală. Aspectul pudrat, care este destul de intens, este dat de acordul oris-violetă și de vanilie. Și forma aerodinamică, scrutătoare, este dată de prospețimea galbanumului, care exaltează. Galbanumul în parfumerie, el este o rășină care apare natural pe o anumită specie de umbelifere denumită ferula, care este din familia pătrunjelului, care crește spontan. Această rășină este adunată și are o viscozitate similară cu mierea și o culoare maronie ambroasă, da? Ambrată. Profilul acestei rășini, profilul olfactiv, este un verde lemnos rășinos, balsamic, cu un aspect de frunze proaspăt tăiate. Rezinoidul sau rășina este folosită în parfumerie ca bază, pentru că este un fixator foarte bun. Însă, tot din acel rezinoid se obține și un ulei esențial, care în parfumerie este folosit ca notă de vârf. Și este această notă de vârf care este folosit în Voldenii. Galbanumul este tipic folosit în compoziții șipră pentru că se potrivește de minune acolo. Iar florilor le dă acel aspect verde
frunzos, are acea calitate frunzoasă, dacă vreți. Deci e ca și cum ați lua, ați tăia florile și ați simți în același timp tulpinile și frunzele lor. Și din acest motiv este folosit des cu florile, cu notele florale, pentru că le împrospătează și le completează minunat. Volvenii, totuși, nu este despre galbanum, deși galbanumul este suficient de intens, astfel încât să acapareze o parte din acest feeling al parfumului de flori proaspete. Și atunci despre ce este vorba în Voldeni? So, ca să fiu mai specific, Voldeni este un șipră floral cu precădere iris. Și aici lucrurile devin interesante, pentru că irisul este o componentă cheie a gherlinadei, care gherlinada este și irisul, de fapt, este prezent poetic în multe creații gherlan, în special în L'Heure Bleue, Aprelonde, Chalimar, mai ales în parfum inițial și multe altele. Cu siguranță voi ajunge să vorbesc și despre iris în parfumerie în general, cât mai curând, sper, promit. Și odată ce am pătruns în inima acestui parfum, aspectul de șipră este completat de un buchet de flori, după cum urmează: Oris, violetă, narcisă, garoafă, trandafir și iasomie. Însă toate aceste flori sunt prezidate de acordul de iris. Orisul, sunt conștient că nu este o floare, el este untul obținut din rădăcina de iris, însă în parfumerie acordul de iris se creează din notele de oris și violeta. Și de aceea l-am pomenit la flori. Iar, cum spuneam, în L'Heure Bleue, irisul este în, scuze, în Voldeni, că îmi stă pe creier L'Heure Bleue, pentru că tot l-am pomenit, în Voldeni, irisul este spectaculos. Este la fel de pudrat ca și în L'Heure Bleue, pentru că este purtat pe acei nori, peste nori de vanilie. Și dacă sunteți familiari cu vanilia tipică gherlan, veți ști că nu este acea vanilie din zona de patiserie, din zona dulce, din zona necăcioasă. Este o vanilie extrem de bine lucrată. O vanilie care are mai degrabă un aspect floral și seamănă cu, este foarte apropiat de mirosul pe care îl are chiar păstaia naturală de vanilie. Și este folosită în doze minuțios studiate, da? Astfel încât niciodată vanilia în gherlan nu este prea mult. De fapt, niciodată nu este prea mult vanilia gherlean. Iar, pe lângă aspectul pudrat, irisul în Voldeni are și acel aspect verde, proaspăt, frunzos, dar poate chiar nu atât de umed cum este în Aprelonde. Și bineînțeles că acest aspect umed de care acest aspect verde de care vă spun este datorită galbanumului. Baza parfumului este una tipică de șipră cu labdanum, oak moss, patchouli, care este pământie, lemnoasă, la care adăugăm vanilia și cu cât ne apropiem de stadiul uscat al parfumului, cu atât moscul și gherlinada sunt la ele acasă. Pentru mine, care sunt destul de familiar cu multe dintre creațiile Guerlain, Voldeni este totuși un mister compozițional
în care irisul excelează. Odată cu trecerea anilor, formulă după formulă, maestrii casei Guerlain au scris istoria parfumurilor ca versuri dintr-o poezie care rimează. Gherlinada, care este bergamotă, trandafir, iris, iasomie, tonka și vanilie, trăiește în Voldeni ca mărturie, ca identitate. Voldeni este un parfum misterios. Este o enigmă care se vrea descifrată. Are un aer proaspăt, pătrunzător, scrutător, care parcă levitează în jurul tău atunci când îl porți. Și, fiind un șipră, Voldeni are și acel aspect de contrast între lumină și umbră, între sentimentul de înălțime care te îngheață și aspectul cald de pudră confortabilă a unei blăni luxoase. Cu cât încerc să-l înțeleg mai mult, cu atât Voldeni dorește să rămână intangibil. El rămâne ermetic și îl admir cu aceeași fascinație cu care ai privi orice măreție. Și acum, permiteți-mi să vă citesc ceva din romanul Voldeni. Suntem la capitolul 18, care este aproape de finalul cărții, de deznodământ. Rivière se gândea la toate comorile ascunse în adâncimile nopții, ca și scufundate în mări legendare. Merii nopții ce așteaptă zorii pentru ca florile lor să capete sens. Noaptea, intens parfumată, ce ascunde miei ce dorm și flori ce încă nu au culoare. Fabien plutea acum în splendoarea vastă a unui ocean de nori, dar dedesubtul său se întindea o eternitate. Printre constelații se avea încă pe el singurul lor viețuitor. Pentru încă puțin timp ținea universul în mâinile sale, cântărindu-l la piept. Manșa pe care o stringea susținea o greutate de avuție umană și cu disperare, de la o stea la alta, își trafica această avere fără de folos în timp ce, în scurt timp, urma să nu mai fie a sa. 11 ani mai târziu, Antoine de Saint-Exupéry a fost declarat dispărut în Marea Mediterană. Într-una dintre scrisorile sale, soția lui îi va scrie: Înfășurată într-un mantou brodat cu lacrimi, mă gândesc la tine. Lucrurile mici mă consolează câteodată. Exilată din Franța, respir din parfumul meu, Voldeni de la Guerlain. Voldeni se află în continuare în producție. El poate fi găsit ca eau de toilette în acest flacon abei la 100 de mililitri sau ca extract în flaconul original de 300, pardon, de 30 de mililitri. Prețul este de aproximativ 100 de euro pentru apa de toaletă și 300 de euro pentru extract. Online, apa de toaletă asta poate fi găsită începând cu 200 de lei, aproximativ. Voldeni este un șipră complex care evoluează pe piele destul de frumos. Cum am văzut, el începe citric, proaspăt, își deschide buchetul luxos de flori pudrate, pentru ca în final moscul să preia forma familiară a propriului miros al fiecăruia. Voldeni este așadar o capodoperă a parfumeriei. Chiar și așa reconstituit cum îl avem noi astăzi, pentru că este totuși o reinterpretare a lui Thierry Vaisset,
Este un parfum istoric, încărcat de semnificație artistică și trebuie să ne gândim că nu multe case ne oferă șansa de a simți pe viu o piesă atât de sensibilă din trecut. Voldeni, de asemenea, a inspirat și multe creații viitoare, printre care și Chanel numărul 19, care este un iris verde sublim și pe care îl ador și abia aștept să îl testez. Asta este o să vedem mai târziu. Dragii mei, eu sper că v-a fost de folos acest review. Scrieți-mi părerile voastre în comentarii despre Voldeni, Casa Guerlain și nu numai. Abonați-vă la canalul meu dacă vă place acest tip de conținut și nu uitați, până data viitoare, purtați doar ce vă place, nu ce vi se spune să purtați. Pe curând!